Partida începe, oltenii având lovitura de start. Sezonul trecut Craiova a luat 6 puncte din 6 cu Viitorul, iar Viitorul a primit gol în fiecare din ultimele 7 jocuri de Liga 1. Da, un debut nu tocmai fericit pentru formația lui Hagi. Lucasen între fundașii centrali, Bălașa și Marius Constantin. Are viață grea Lucasen astăzi, o ciocnire acolo puternică. Opa, și-a pierdut cunoștința, da. Cicâldău. Cicâldău deocamdată inert. Este chemat de urgență ambulanța. Da. Au făcut jucătorii acolo un cerc, l-au lăsat mișcă mâinile, l-am văzut. E serios comoționat, a rămas doar doctorul, medicul în apropierea jucătorului său. Iată și ambulanța venind rapid pe suprafața de joc. Se ridică în momentul de față Cicâldău, are ceva dificultăți în a-și menține echilibrul, este susținut de echipa medicală. E clar că nu cred că poate continua, cel puțin la cum se prezintă în momentul de față și cât de încet merge spre marginea terenului. Într-un meci obișnuit, și dacă consecințele nu ar fi fost de această manieră, maxim cartonaș galben. De data aceasta, iată că Artean este eliminat de Chivulete. Practic minutul 1-2. Viitorul va juca întreaga partidă cu un om mai puțin. Cicâltău, dacă nu va putea reveni pe teren, ne vom lămuri în minutele următoare. Viitorul face schimbări. Va fi schimbare deocamdată la Craiova. Jocul este reluat în momentul de față și va fi schimbare pentru Olteni. Va intra Mateiu. Cu o șansă de contraatac, foarte bună devierea, Panionul rămâne jos, Mihailă, singur cu portarul, Mihailă își bate joc pur și simplu de această fază. Aici cred că se va juca Emil această partidă, dacă Viitorul va reuși să reziste. Spuneai că timp de 17 minute nu vedem omul minus, iată o greșeală acum a lui Ciobanu, Colici poate profita și este deschiderea scorului, o simplă eroare, exact ce spuneam, dacă poate rezista acestui ritm în inferioritate numerică, atunci lucrurile pot deveni interesante. Iată faza, Ciobanu așteaptă mingea, greșește preluarea, Colici are noroc, este la capătul acestei erori colosale comise de Ciobanu, un jucător de altfel lăudat pentru meciurile sale la națională, a și dat gol cu Finlanda, un gol frumos la cel 3-1 în deplasare. E o superioritate acolo în flancul stâng, Mihailă pentru Bancu, din nou foarte frumos dribling-ul, mingentoasă pentru Colici, șut cu stângul la colțul scurt. Reflex bun și al lui Cojocaru. Iată ce spațiu are acum Vlădoiu însă, pe care avansează. Minge în fața porții! Și Ivan cu capul milimetric trece mingea alături. Chițu scapă de atacul lui Bancu, însă fundașul lateral stâng al Craiovei vine după el până pe flancul opus. Mățan bine a scos mingea Chițu. Să vedem Lucasen. Lucasen în poziție bună cu portarul și este 1-1. Iată ce spuneam. Liniștea nu este bună pentru că oricând se poate întâmpla ceva. Relaxarea asta are consecințe nefericite și mi-aduc aminte și de meciul nostru cu Irlanda de Nord. Exact. Tot așa m-am avut om în plus și am așteptat să se termine meciul. Om în plus și 1-0. Un gol care vine într-un moment important, suntem în prelungirile primei reprize. Foarte bună acțiunea, poate cea mai consistentă acțiune pe care Viitorul a arătat-o în această primă repriză. Pleacă bosniacul, șutul tare, 2-1. Dublă Colici. Am impresia că zidul s-a dezintegrat. Eu cred că zidul a fost prost pus, pentru că mingea a trecut pe lângă zid, a fost pe portar, dar n-a avut timp să reacționeze Cojocaru. Nu știu cum și-a poziționat zidul golkeeperul Viitorului. Iată, exact pe el a dat.
Oltenii continuă în ofensivă. Frumos driblingul, centrare bună și gol Bancu. Excelentă acțiunea, însă fundașul lateral Vlădoiu, dribling spectaculos, o centrare cu stângul, deși nu e piciorul lui de bază, dar o centrare care ajunge în flancul opus. Iată deschidere pentru Vlădoiu, fentă bună a lui Vlădoiu și centrare perfectă cu piciorul stâng, reluare corectă, curată, eficientă a lui Bancu. Modificarea Oteu, ce frumos! Ce gol de Ivan! Ivan! Frumoasă execuția și e drept minge deviată. E, ăsta este Ivan. Da. Așa ar trebui să joace, să joace ce știe, să joace simplu. Așa decizie, dacă într-adevăr era cartonaș roșu, la fel ca și foarte frumos șutul lui Mățan. Merita și Mățan un gol pentru efortul de astăzi. Craiova se impune, 4-1, victorie clară.